Bun, deci întrebarea este cum poate Xenofonte Purcărea, procurorul șef al județului Călăraș, să evalueze dacă un dosar, o plângere penală, îndeplinește condițiile codului penal pentru a fi luată în considerare, dacă el nu desface dovezile, nu citește dosarul, pentru că dacă nu desfaci dosarul, cum îl evaluezi? Cum ajungi la concluzia că el nu îndeplinește condițiile de fond fără să-l citească, fără să vadă? Ei bine, uite că dosarul frizurii, care este deosebit de important și pentru care interesant de văzut că domnul procuror de la DNA a făcut un referat, măcar atâta lucru, da? Deci oamenii ăștia au făcut un referat, au trimis un CD, au avut grijă ca CD-ul să fie pus, da? Ceea ce este un lucru important. Noi l-am trimis în chiloțel, da? DNA-ul l-a trimis în cutie. Da? Se vede cutie de plastic, de să nu se zgrie, să nu fie deteriorat. Și domnul procuror, șef secție, a făcut și un referat aici. Uitați aici, da? Bun. Se pune întrebarea justă. Ce fel de evaluare este aceasta dacă dovezile zac nedesfăcute? Acesta este CV-ul capsat de mine, în părți, plicul a venit virgin. Nu s-au mai busit ăștia doar s-au concentrat pe hârtii, nici de cum pe plicuri și CD-uri. Da, trist. Trist, dar adevărat. Asta este ceea ce avem noi la județul Călărași.